Centrul de transfuzie sanguină din Baia Mare funcționează după program normal, dar chiar și așa instituția nu are suficient sânge. Și asta pentru că, din cauza coronavirusului, maramureșenii stau acasă. Avem în medie 7 donatori pe zi, ceea ce nu ne ajută să acoperim cererile din partea spitalelor. Chiar dacă spitalele reduc activitatea chirurgicală în ceea ce privește cazurile programate sau temporizează unele cazuri, urgențele nu pot fi amânate și nici pacienții oncologici nu pot să rămână fără suport transfuzional. Având în vedere stocurile care mai există momentan, datorită colectelor care s-au făcut în urmă cu ceva timp, colecte care pe momentul de față au fost suspendate, asigură pe o perioadă scurtă nevoia de sânge. Toate centrele de transfuzie din țară s-au luat toate măsurile de prevenire a transmiterii infecției, măsuri recomandate de autorități, tocmai pentru ca donarea de sânge să se desfășoare în condiții optime și de siguranță. Într-o zi normală, 20-25 de maramureșeni se prezintă să doneze sânge. Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Maramureș face un apel la populație să vină în sprijinul instituției pentru ca aceasta să poată apoi să asigure cererea de sânge a spitalelor din județ. Avem nevoie de ei, avem nevoie de sânge pentru a menține stocurile și pentru a putea distribui sângele pacienților care nu pot fi temporizați. Persoanele sănătoase care nu au călătorit sau tranzitat zone, țări afectate de transmiterea comunitară a infecției cu noul coronavirus în ultimele 14 zile, persoanele care nu au venit în contact cu persoane care au călătorit în aceste zone, persoane care nu au avut în ultimele 14 zile febră, tuse, stări de oboseală, dureri în gât, dificultăți de respirație, sunt rugate să se prezinte la donare. Maramureșenii pot dona sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină din Baia Mare între orele 7:30 și 11:30.